Domnul este bun. Mă bucur că în această seară putem continua tema care am început-o în sabat. Consider că este o temă foarte importantă. Este vorba de tocmai locul central a vieții noastre, și anume inima noastră. Și noi, cum am spus deja sâmbătă, suntem și folosim acest cuvânt inimă foarte des, dar de fapt nu știm despre ce vorbim. Și consider că Scriptura ne arată clar ce este inima și putem să fim în stare să înțelegem cum aceste lucruri stau, pentru că apoi să avem, așa cum am pus titlul, o inimă luminată. Adică o inimă care cunoaște calea, care știe ce trebuie să facă. Am citit și repet încă o dată texte din Matei 6, de la versetul 19, unde Iisus Hristos ne descrie inima omului. Nu sunt singurele texte care descriu inima omului în Scriptură, dar fiind tocmai în predica de pe munte, ele sunt cele mai simple de înțeles sau cele mai simple de văzut și venind direct din gura Domnului nostru. Matei 6, de versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă inima care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mergem mai departe textul despre inima, acolo când e vorba de griji și unde Iisus Hristos încearcă să ne descrie, ca să ajungem acolo, să putem să ne credem de tot în Tatăl nostru Ceresc. Dar în aceste texte stau descris ceea ce am vrea să intrăm un pic mai în amănunțit. Deci am spus că noi avem o voință și ea are multe dorințe și intrări și ieșiri, iar ceea ce conduce voința noastră, am spus, este tocmai un singur gând, am spus că e gândul central. Gândul central, și am spus că acest gând este câștig și pierdere. Și voința noastră, când vrea să știe dacă să facă ceva sau nu, ea va hotărâ întotdeauna după acest domeniu și va hotărâ întotdeauna ca să vrea câștig și să evite întotdeauna pierderea. Niciun om nu poate să-și facă în mod conștient o pierdere. Noi avem acele cuvinte da și nu, pentru da pentru câștig și nu pentru pierdere. Și Domnul nostru Iisus Hristos ne spune foarte clar aici că
Pentru că El ne-a construit astfel să căutăm un câștig care rămâne. Un câștig care nimeni nu ne-l poate lua. Pentru că un câștig pierdut mai este câștig? Vedeți, una dintre probleme cu care noi ne confruntăm sau medicina se confruntă este tocmai problema pierderii unui om. Fie că se pierde prin divorț, fie că se pierde prin moarte, pierderea unei persoane aduce foarte multe boli. În ceea ce am observat eu, de exemplu, infarctul la inimă este doar din pricina că ți-a murit cineva sau că ai pierdut pe cineva ca o sursă de durere. Ai pierdut o comoară. Și toate acestea ar putea fi evitate dacă ai o comoară care nu ți se poate lua, care nu poți pierde. Dar e ușor să gândim așa? Vedeți, ceea ce este înșelător în viața noastră este tocmai motivația care ne explică acest gând și motivația noastră care am spus-o, cu care ne naștem, este mândrie, și egoism, și mândria și egoismul funcționează după ideea dau pentru a lua sau primi. Atunci câștigul îmi va fi când primesc cât se poate de mult sau iau și când adun. Și întotdeauna câștigul este când cel mai mare, când am investit cât se poate de puțin și primesc cât mai mult, da? Știți că pe vremuri în România salariile erau bune și fixe și fiecare avea de lucru și fiecare om era, sau mulți dintre oameni care aveau un serviciu bun, îl considerau bun că nu trebuia să facă mult și primeau banii plătiți. Așa gândim noi. Deci, cu cât investim mai puțin și cu cât avem mai mult, credem că am câștigat mai mult. Pierderea, pe de altă parte, dacă dau pentru a primi, este dacă dau și nu primesc destul. Deci a primi prea puțin. Primesc prea puțin. Sau mi se ia ceva. Deci acestea sunt parametrii după care noi gândim și funcționăm. Și pentru că inima, să știți, inima este ca un stomac. Pentru ce avem un stomac? Avem un stomac ca să punem ce în el? Mâncare. Pentru ce avem nevoie de mâncare? Ca să trăim. Ca să trăim. Avem nevoie de mâncare în stomac ca să trăim. Iar inima și ea are nevoie de un combustibil. Și ea este ca un stomac. Cu ce se hrănește inima? Nu este vorba de inima din fizică, ci este vorba de inima care v-am arătat, care este în scoarță, în centrul scoarței, se află acest gând și acest lucru. Vedeți, voința noastră se află în lobul frontal și acolo noi avem acces, dar în dedesubtul ei, unde este inima, de fapt, ea este intrarea în inimă, acolo
Vom vedea, nu avem acces și nu ne dăm seama de ce luăm ce hotărâri. Dar trebuie să ne dăm seama cu ce se hrănește inima. Inima se hrănește cu un singur lucru. Și acel lucru este dragostea. Da? Ceea ce omul aleargă, ceea ce acest gând vrea să aducă în viață câștigul, este că trebuie să avem dragoste. Și dragostea nu poate să intre în trup decât prin acest gând. De aceea, Iisus Hristos spune așa, trebuie să hrăniți gândul câștigului, adică trebuie să aveți un câștig. El nu spune să nu căutăm câștig. A spus El vreodată să nu căutăm câștig? Nu, a câștiga, așa am fost creați. A câștiga nu este nimic egoist. Nu? Câștigul este așa cum Dumnezeu ne-a creat. Când Adam și Eva au fost creați pe pământ, au fost creați să câștige fiecare zi. Să fie tot mai bine, tot mai fericiți și într-un câștig, într-o urcare continuă spre bine, fără coborâre sau cădere. Așa a fost concepută și așa a fost concepută și făcută viața omului. De aceea avem nevoie de niște surse de câștig care nu ni se pot lua. Avem nevoie de o sursă care ne dă câștig, care este imposibilă ca să ni se ia. Pentru că în momentul când ni s-a luat, atunci câștigul a devenit o pierdere. Și vedeți, dacă un cuplu s-a înțeles bine, 20 de ani sau 30 de ani sau 50 de ani de căsnicie și moare partenerul, cel care rămâne în viață, se îmbolnăvește puternic, pe când dacă ai avut o căsnicie nu prea bună, când partenerul celălalt îți moare, omul care a avut bolile pentru că trăia în pierdere, acum deodată e în câștig și se face bine. Deci, vedeți, o capcană enormă poate să fie atunci când ai o viață atât de fericită cu un partener și deodată moartea l-a luat. Și acum stai acolo și tot câștigul acela îți devine capcană. Tot câștigul acela îți dărâmă toată fericirea pe care ai avut-o înainte. Și e groaznic. Am un pacient căruia soția i-a murit 10 ani înainte ca să vină la mine. Și el până acum 10 ani era sănătos. Și după ce i-a murit soția, a primit multe boli, dintre alte și o artrită deformantă, i se duceau încheieturile și de-abia mai umbla. Și îmi zice așa, o visez pe soția mea fiecare noapte. Și mă trezesc că dorm cu tabloul ei lângă mine. Și mă trezesc noaptea și mă supăr că nu este acolo. Și așa sunt de supărat. Pentru că acesta este visul. Și nu este singurul. Nu este singurul care trăiește astfel. Am pacienți care, la fel, după 5 ani după ce le-a murit soțul, n-a schimbat nimic și pasta de dinți și tot ce a avut soțul, acolo a rămas ca și când ar fi în viață. De ce? Un pacient personal care l-am condus 2 ani de zile prin boala sa și a murit și acum
vorbesc și merg și am un cerc de văduve, cum să zic, că vin trei femei văduve la acest cerc și încerc să lucrez cu ele. Ea nu mai merge în dormitor acolo unde a dormit cu soțul. Doarme în altă cameră. E aproape un an, în decembrie acum este un an de când i-a murit soțul. Vedeți, cu cât este câștigul mai mare, dacă îl poți pierde, cu atât e mai dezastros. De aceea, vedeți, capcana inimii noastre este groaznică. Știți, dacă câteodată mai fac și această comparație cu un câștig la loto. Gândiți-vă că ați câștigat la loto un 15 milioane de dolari sau 30 și ați uitat să mergeți să îi luați. Și jackpotul n-a fost luat și următoarea săptămână se face tragerea și vecinul câștigă. Ce credeți se întâmplă cu mine dacă eu îmi dau seama că jackpotul putea să fie al meu? Gândiți-vă la gândirea omului care a fost așa aproape de un câștig atât de mare. Pentru că dacă a fost 5 lei sau 5 dolari și câștigă vecinul, zice, da, sănătos să fie. Dar la 30 de milioane, îi mai poți zice, să fie sănătos. Că oricum sunt numai bani mărunți. Vedeți? Cu cât e câștigul mai mare, cu atât pierderea, când îl pierzi, e mai deficitar. Cu atât este dezastros impactul asupra vieții fizice. De aceea, Dumnezeu spune că noi trebuie să avem comori, câștiguri care nu ni se pot lua nici odată. Și iată că eu-ul nostru, motivația mândrie și egoism, ea nu poate, omul când a căzut în păcat, nu poate să aleagă alte surse de dragoste decât mamona. Ce este mamona? Mamona este Dumnezeul banilor sau banii, da? Deci sursă de dragoste. Este în primul rând banii. Știți de ce banii? Eu credeam că relațiile, oamenii sunt pe primul rând. Dar să știți că pentru bani oamenii se separă. Pentru bani și rudele cele mai apropiate se supără și se distrug. Dacă a fost o moștenire care s-a dat, unul a primit mai mult sau... În momentul acela, gândul acesta nu contează cât ți-e frate, ți-e soră, ți-e nevastă, ce este, tu te superi și ai o pierdere. De aceea, banii sunt primul lucru, iar al doilea lucru sunt oamenii și animalele. Și o sursă de dragoste se face întotdeauna, este o combinație a acestor lucruri. Nu? Sursa de dragoste nu înseamnă neapărat să ai avere, dar onoare. Dacă omul caută în viață să fie cât se poate de sus, pentru că cu cât ești în societate mai sus, cu atâta ești mai iubit, așa înțelege omul. De aceea un om care vrea să facă neapărat o carieră cât se poate de înaltă din punct de vedere al societății, el face acest lucru din nevoia sa de dragoste. Are nevoie de un câștig, de aceea are nevoie să se lanseze. Asta nu înseamnă că nu este bine să fim educați și să căutăm, dar pentru ce?
Urcăm pentru că avem totul sau urcăm ca să câștigăm? Deci, euul nostru, aceasta este euul, el va face ca toate hotărârile voinței noastre să fie luate în raport cu oamenii și cu cât îmi aduce profit ceea ce fac. Și Domnul nostru Iisus Hristos spune, comorile acestea ni se pot lua. Vi se pot lua banii? Da sau nu? Am avut o pacientă care i-a ars apartamentul. Și nu a ars tot, dar mobila și acele lucruri prețioase. A devenit bolnav. Noi nu putem nici un lucru material. Putem spune lângă bani și materie, da? Materiale. Deci material. Nici un lucru material noi nu-l putem să-l ținem așa încât să îl fie sigur. Oricine, dacă e un pic mai tare, vine și mi-l ia. Uitați, fac acum fiecare dimineață acolo unde stau, în Colton, unde merg în sus spre munte dimineața, trec pe lângă niște case foarte frumoase. Dar știți că în fiecare din acele case, nu numai că sunt garduri mari și scrie la câte o față o casă security și nu știu ce observat, dar oamenii au nu un câine, au doi sau trei. Și de ăștia barosani, adică care când latră și când îi vezi, parcă sunt făcuți să muște. Și de ce oamenii iau? Pentru că vor să-și apere câștigul. Vor să nu piară că hoții ar putea să vină să ia. Dar nimeni nu poate să-și păstreze banii și materia. Ele dispar și se duc. Putem noi să avem control asupra oamenilor? Uitați, mie mi-a ieșit un herpes și mi-e rușine că mi-a ieșit. Dar a ieșit din cauza că am avut o pierdere. Am vrut să câștig și am vrut să mă impun în părerea mea. Și îmi iese herpesul cam la 2 zile după ce am avut o pierdere într-un conflict. Dar conflictul este o problemă de mândrie, nu? Vroiam să-mi conving colegul că am dreptate. Dar ideea mea a fost bună. Dorința mea era să îl conving. Dar metoda mea era aceea de forță. Dăm dreptate ca să am câștig. Dăm dreptate ca să am câștig. Și când nu ți se dă dreptate, ce ai? Pierdere. Și când ai pierdere, ce se întâmplă în trup? Ești te împotrivești. Deși nu m-am împotrivit. După ce am avut acea discuție, într-adevăr, m-am simțit rău, pentru că întotdeauna când noi argumentăm, Duhul Domnului se retrage din viața noastră, să dă un pas înapoi, pentru că zice, aici nu-mi place. Și eu știu când nu mă mai simt bine, Duhul Sfânt este acel agent care ne dă pace și simțăminte bine. Bune. Și ne face să fim în deplină armonie cu viața și cu ceea ce este în jurul nostru. Și când noi facem pașii aceștia greșiți, el zice, ok,
îți dau voie să îți faci o pierdere. Și am zis, Doamne, și mi-am propus, am zis, de acum încolo niciodată n-am să mai argumentez. Mi-am mai propus eu aceste lucruri cu anumite persoane, dar mi se pare că trebuie să-mi propun pentru fiecare din persoană. Și cu anumite persoane nu mai argumentez, dar tot mai cade în ispită să argumentez cu altele. Adică să le mai cer aprobarea. Să vreau din partea lor să primesc un câștig. Dar să știți că e bine când îl primești, nu ți iese herpes. Oh, dacă m-ar fi aprobat, ce bine ar fi fost. Dar aș fi fost păcălit de eu-ul meu. Dar motivația pe care noi avem nevoie, ceea ce ne dă absolut control asupra gândului și a inimii, este motivația altruistă. Fără eu. Dacă mândria înseamnă că eu am și egoismul, nu, mândria spune eu pot și egoismul spune eu am, altruismul spune eu n-am și eu nu pot. De aceea, ca să altruismul să existe și să supraviețuiască, trebuie să facă înainte să poată, înainte să aibă, trebuie ce să facă? Să primească, să ia. Deci trebuie să iau pentru a da. Deci ce este câștig la altruism? Este a da. Dar altruistul știe că nu poate să dea decât ceea ce a trebuit întâi să ia. Vedeți, în mândrie, eu dau. Și atâta timp cât dau, trupul meu nu este bolnav, pentru că este făcut să dea. Numai atunci când nu primesc, atunci eu sunt în conflict. Și cel mândru dă, dar el dă în minus, cum s-ar zice. Da? Deci dă nu din ceea ce are, ci dă ca să primească. E ca și când mănânc înainte să pun masa. Adică mănânc ca să mi se pună masa, să am ce mânca. Cam aceasta este iluzia și aceasta este înșelarea inimii noastre, înșelarea mândriei și a egoismului. Dar la altruism, eu nu sunt înșelat. Eu știu că dacă vreau să dau ceva, eu trebuie întâi să iau. Vedeți, Iisus Hristos spune parabola aceea cu omul care se scoală noaptea pentru că i-a venit un musafir sau mai mulți musafiri și n-are pâine. Și ce se duce? Se duce la vecinul care poate e brutar sau are pâine și zice, dă-mi ca să dau. Și Iisus Hristos prezintă această parabolă că acela care este la care se bate la ușă este cine? La cine bate la ușă omul la care a venit musafirii? Este Dumnezeu Tatăl. Și atât că nu va da Tatăl celor care cer ce? Duhul Sfânt. Deci Iisus Hristos spune, voi trebuie să mergeți la Tatăl. Când vă vine un musafir, vă găsește cu casa goală. Trebuie să mergeți la Tatăl, să luați pâinea, ca să aveți ce să dați. De aceea altruistul, el știe că n-are ce să dea dacă nu se duce întâi la sursă ca să dea. De aceea, el trebuie întâi să ia.
Este imposibil într-o lege naturală ca să mănânci un măr înainte să te duci să-l iei din copac. Se poate sau nu se poate? E imposibil. De aceea noi trebuie să înțelegem, pe plan spiritual, dragostea trebuie întâi luată, ca apoi să o dau. Dorința sau ideea pentru care mă duc să o iau este că trebuie să o dau. Pentru că ceea ce mi-aduce câștig este a da. Dar nu dau din minus. Nu dau pentru că n-am. Dau pentru că întâi am luat. Am luat. Să știți că este ceva activ să iau, de aceea nu pun aici primi. Pentru că este acțiunea noastră, dar nu avem timp să o explic. Și ce-ar spus Iisus Hristos când avem pierdere? Dacă noi luăm pentru a da, când ne producem pierdere? Dacă ceea ce am luat, ținem la noi. Iisus Hristos a zis, cine își va păstra viața, o va pierde. Pentru că viața este făcută să se dea. Viața este făcută să dea. Ea nu este făcută să ții la ea. Viața trebuie sacrificată, pentru că de-abia când ți-o sacrifici, o ai. Dar asta este pentru un om mândru și egoist imposibil de înțeles. Imposibil de înțeles. El vrea să o păstreze. Viața este făcută să o dea. Uitați, mie îmi place ideea altruismului în biologie. Să știți că în orice sistem biologic, orice plantă trăiește după principiul altruist. Absolut altruist. O sămânță de roșii face roșii. Sau o sămânță de roșii își ia. Ce trebuie să ia sămânța de roșii? Apă, aer, nu? Multe lucruri. Pentru ce? Ca să crească, nu? Și să se înmulțească. Cred că am spus-o și sâmbătă asta, nu? Și ca să producă toată viața ei ce? Roșii. Care poate să le mănânce sau nu? Cine le mănâncă? Cealaltă roșie? Cu siguranță că nu. Deci roșia ia toate resursele care are nevoie de viață ca să dea ceva fără, adică muncește pentru ceva ce ea nu poate să folosească. Mărul, părul, toate plantele pe acest pământ funcționează după același principiu. Ei trăiesc o viață întreagă ca să se sacrifice, să producă ceva, să-i ajute pe altul. Și trupul nostru este așa, iar inima noastră este inversă. De aceea boala vine în trupul nostru, pentru că nu se potrivesc. Noi trebuie să luăm și să nu păstrăm. Dar pentru că nu ne putem produce pierdere, pentru că știm că a păstra este pierdere, noi nu vom păstra niciodată. A? Deci cum primim? Ce facem? Dăm. Vedeți, această motivație altruistă nu poate să aibă ca sursă de dragoste decât pe cine? Pe Dumnezeu. De aceea Iisus spune, voi nu puteți sluji la doi stăpâni, Dumnezeu și Mamona. Acestea sunt cei doi domni. Ni se poate lua Dumnezeu vreodată? Credeți că o faptă făcută astăzi din Dumnezeu, deci dacă eu astăzi
I-am spus un cuvânt frumos soției mele, de exemplu. Pentru că nu pot să spun un cuvânt frumos de la mine, pot să spun urma din Dumnezeu. Sunteți de acord sau nu? Cam greu, nu? Pentru inima noastră crede că noi putem spune lucruri bune. Dar să știți că tot ce iese de acolo e minciună. Tot ce iese din inima aceasta este nimic altceva decât minciună și... Dacă eu îi spun soției mele un cuvânt frumos de aici, îl spun cu interes, cu dependență, îl spun pentru ca să primesc ceva. Eu obișnuiam, adică n-am avut obișnuința să duc flori la soția mea. Știți că soțiile le place dacă le duci flori. Cel puțin a mea îi place, dar știu și altele le place. Și Domnul, pentru că e bun și mă duc fiecare dimineață la el în pădure, mi-aduce aminte, mă, ia o floare cu tine să dai soției. Și am fost ascultător și aduc floare acasă. Și zice, soția mea se bucură. Dar îi spun, Domnul mi-a adus aminte să-ți aduc o floare. Ea zice, eu nu vreau de la Domnul, vreau de la tine. Și a zis, draga mea, dacă vine de la mine, nu-i bună. Dacă vine de la mine, este cu interes. E doar ca eu să mă simt bine. Și astfel am tot făcut aceasta, de când în când, când Domnul mi-a aduce aminte. Și în martie anul acesta am fost chiar în România și era sâmbătă dimineața și eram sus în pădure, tocmai deduse violetele. Și mi-a adus aminte că soției mele plac violetele și Domnul m-a zis, ia-i câteva cu tine. Și le-am luat. Și m-am dus acasă și zic, uite, draga mea, și ea zice, ce bun este Domnul. Și a zis, în sfârșit, ai înțeles. Florile vin de la Domnul. Să știți că orice faptă pe care noi o facem din altcineva, adică din... și putem face doar de aici sau de aici. Dar orice faptă pe care o facem din Domnul rămâne o faptă scrisă în cer pentru veșnicie în tezaurul ceresc. Să știți că am în închipuirea mea o casă mare acolo în ceruri sau un loc unde toate faptele omului păcătos care le-a făcut din Dumnezeu, pentru că ele sunt veșnice, vor fi păstrate pentru toată veșnicia și orice locuitor de pe univers poate să vină să vadă numele cutare a făcut din Iisus, fapta cutare, în ziua cutare, în carne păcătoasă. Și cu acest lucru Dumnezeu se va, să zicem așa, putem zice mândri, pentru că Dumnezeu nu are mândrie, dar El va arăta influența sau puterea sângelui pe care l-a vărsat, că n-a fost zadar. Oamenii și ființele acelea vor proslăvi pe Dumnezeu când vor vedea faptele noastre bune, pe care nu le-am făcut din noi, ci numai din El. Să știți, de aceea se merită. Dacă luați de pe Muntele Fericirilor cartea și citiți acolo capitolul acesta, nu vă strângeți comori. Și vedeți acolo ce înseamnă strângeți-vă comori în ceruri. Nu strângeți pe pământ, dar strângeți-vă comori în ceruri. Unde ea spune că fiecare lucru pe care l-am făcut pentru dezvoltarea caracterului Dumnezeu în noi și în alții este strângerea comorii cerești. Dar cum rezolvăm situația? Uitați! Nimeni dintre noi
nu are acces la inima lui. Să știți că această parte nu ne este accesibilă nouă. Noi oricum pe asta n-avem, din naștere numai pe asta avem. Și nimeni dintre noi nu poate să-și schimbe motivația. Orice ar face, este doar harul lui Dumnezeu că la nivel de voință, la nivel de ușă, avem ocazia să alegem pe Dumnezeu. Că aici oricum suntem. Să știți că pentru a pieri, n-avem nevoie să luăm nicio hotărâre. Pentru a fi veșnic pierdut, n-avem nevoie să luăm nicio hotărâre în viața noastră. Sursa e singura hotărâre pe care omul o are să-L aleagă pe Dumnezeu ca sursă de dragoste, ca sursă de câștig. Este singura alegere pe care avem. Și ea este o alegere în har, pentru că nici ea nu putem avea dacă Dumnezeu în Iisus Hristos n-ar fi rezolvat problema. Pentru că atâta timp cât avem această motivație, nu putem alege pe Dumnezeu. De aceea alegerea este ceva care ni se dă în dar. E o imposibilitate făcută posibil. Pentru că Iisus Hristos, cum a rezolvat El inima noastră? El a trebuit să vină și să răstignească, nu știu cu ce culoare să fac, dar crucea lui Hristos trebuie să răstignească eul nostru, omul cel vechi. Și Iisus Hristos toată viața Lui l-a răstignit. Și pe cruce, pentru totdeauna. Și de aceea El ne dă viața Sa în dar, care El a trăit, tot ce a făcut El, a trăit din Dumnezeu. Toată voința Lui a fost supusă Tatălui Său Ceresc, a zis, am venit să fac voia Tatălui Meu și nu voia voastră, voia altcuiva. Și astfel, întreaga noastră viață, este întreaga Lui viață, ne este dată nouă în dar. Dar știți pentru ce? Pentru trecutul nostru. Dacă noi credem într-adevăr în neprihănirea prin credință și dacă credem în puterea crucii, noi în trecut nu am avut nicio pierdere. Pentru că crucea ne aduce o viață absolut sfântă. Da sau nu? Uitați, eu am păcătuit și păcătuiesc zilnic, nu vreau să păcătuiesc, dar cad în păcat. Și mă bucur pentru că fiecare dimineață mă duc și răstignesc ziua de ieri. Astfel încât când încep această nouă zi de astăzi, azi dimineață, eu cu trecutul nu mai am nimic de a face, pentru că El este sfânt. Este un cadou nemeritat, să știți. Eu am păcătuit sâmbătă când am făcut acest lucru, dar păcatul acela de mult a fost șters. Mai văd rezultatul, dar El nu mă mai supără. Am un trecut sfânt. L-am făcut eu mie? Nu. Dar El îmi ia orice pierdere din trecut. Dacă noi am crede în puterea crucii, nici unul dintre noi n-ar putea sau n-ar trebui să fie bolnav cronic din cauza că a pierdut ceva ieri sau alaltă ieri. Pentru că Dumnezeu este în stare să ne distrugă întunericul inimii și să ne ilumineze cu viața Sa.
Avem nevoie să credem că crucea ne-a rezolvat trecutul și să știți că dacă în trecut avem numai câștig, noi nu o să ne ocupăm cu trecutul nostru decât să zicem mulțumim lui Dumnezeu că îl avem. Dar pierderea și ocupația celor din trecut a trecut. Pentru că avem o viață sfântă. Însă când Iisus Hristos a intrat în sanctuar, El a revărsat Duhul Sfânt asupra poporului Său. Și de aceea, eu dimineața când mă rog lui Dumnezeu, îmi rezolv trecutul pentru că știu că într-o ființă păcătoasă, unde păcatul încă nu este iertat, Duhul Sfânt nu poate să vină și să funcționeze acolo. De aceea păcatul meu trebuie întâi eliminat. Apoi Duhul Sfânt poate să vină și fiecare dimineață Iisus Hristos a fost botezat cu Duhul Sfânt și noi trebuie fiecare dimineață să fim botezați cu Duhul Sfânt. Și astfel noi apoi trecem prin acea zi în puterea Duhului Sfânt, care apoi ne dă posibilitatea de a alege bine. Dar euul nostru mai trăiește sau nu? E acolo. El poate să... Și eu cred că sunt anumite lucruri aici care Duhul Sfânt n-a ajuns să ni le descopere unde suntem. De aceea, unele lucruri, dacă vine, le facem automat din eu. De aceea Iisus Hristos, Duhul Sfânt, folosește circumstanțele să vedem în noi ce este. Știți, Petru a umblat câți ani cu Domnul? 3 ani. 3 ani și ceva. Și el credea că îl iubește pe Domnul, nu? Și avea o inimă sinceră sau nu avea inimă sinceră? Foarte sincer avea. Dar el nu știa ce inimă are. De aceea Iisus i-a spus, Petre, vezi că Satana a cerut să te cearnă și pe tine și pe ai tăi. Dar m-am rugat pentru tine ca să nu-ți se ducă credința și când te vei pocăi, întărește pe fratele tău. Iar ce a zis Petru? Doamne, te înșeli. Știți? Toți ucenicii, toți 11 ucenici l-au făcut pe Iisus Hristos că El se înșală. El niciodată nu le-a dat niciun prilej că El minte, sau? Întotdeauna a spus adevărul, niciodată n-a făcut o glumă cu două sensuri sau cumva să se nu înțeleagă că El zice adevărul. Dar Petru și colegii săi n-aveau niciun gând că Iisus va urca pe cruce. Ei credeau că vor fi ambasadori și miniștri, cine știe ce erau în capul lor. Și când Domnul zicea de suferință, ei zicea, cine știe despre ce vorbește Domnul. Noi vrem să ajungem la câștig, vrem să fim sus. Și Domnul spune, suntem în criză, vine criza, nu sunteți pregătiți. Vedeți, Petru și ceilalți nu cunoșteau inima lor înșelătoare. Ei mai degrabă s-au încrezut în ei însăși decât în cuvintele Domnului. Pentru că dacă Petru și ceilalți ar fi încrezuți, a zis, Doamne, așa este, ajută-ne să nu cădem. Să știți că atunci ei n-ar fi căzut. Dar nu putea nimeni să-l ajuți. Să știți, pe omul mândru, care e sincer, dar mândru, nimeni nu-l poate ajuta. Și Iisus Hristos n-a avut încotro, a trebuit să îngăduie ca ei să cadă în apa rece. Și au căzut bine. Au căzut bine. Dar vedeți, bunătatea lui Dumnezeu, când Petru l-a cârdăguit de 3 ori și a cântat cocoșul, Iisus a îndreptat spre el și ochii lor s-au întâlnit și Petru a citit că Iisus îi iubește și că El este iertat. Și atunci el a fugit afară și a plâns pentru că și-a dat seama că el nu-și cunoaște inima. Iar când Iisus Hristos, după înviere, îl ia la o parte, zice, Petru, mă iubești
Mai mult, zice Petru, Doamne, Tu știi. Vedeți ce schimbare a avut loc în inima sa? Doamne, Tu știi. Acum Petru nu mai era acela care se încredea în el. Să știți, noi trebuie să învățăm o lecție foarte importantă. Dușmanul nu este în afara noastră, să știți. Dușmanul este tocmai inima noastră, care Satana, atâta timp cât acest motivație, mândrie și egoism există, el prin aceasta vine și ne încearcă. El, ea va trebui să fie răstignită zilnic până ajungem într-o zi, și eu cred acest lucru, să trăim decât din Hristos, cel puțin cei 144.000, va ajunge acolo ca toată voința lor să fie ocupată doar de Dumnezeu. Așa încât ei vor putea spune, cum a spus Iisus, vine fiul veacului acestuia și nu găsește nimic în mine, nicio coardă care răspunde. Dar pentru aceasta trebuie astăzi să ne dăm seama că avem o inimă înșelătoare și în deplină conștiență a nevoii noastre trebuie fiecare dimineață să ieșim afară. Să știți, noi ne înșelăm pentru că credem că aceste surse de dragoste sunt bune. Și ele sunt bune, să știți, atâta timp cât trăiesc, cât nu se îmbolnăvesc, cât nu ne înșală, când ne aduc un venit și așa mai departe. Atâta timp aceste surse sunt bune. Dar ele, când vine furtuna, se arată a fiind fără suport și ne lasă inima goală. Cu atât cu cât am crezut că avem un câștig mai mare, cu atât pierderea acelui câștig va fi mai mare. De aceea, conștientizarea noastră trebuie să fie următoarea. Chiar dacă nu simțim nimic, chiar dacă simțim invers, noi trebuie să știm absolut clar, nu există nicio altă sursă de dragoste decât Dumnezeu singur. Că dacă noi credem într-adevăr acest lucru și știm cât de mult avem nevoie de dragoste, atunci noi nu ne vom scula din pat dimineața și vom merge cine știe unde la alții, ci vom merge întâi la Dumnezeu și nu ne vom lua puțin timp pentru că a comunica cu Dumnezeu și pentru a aduce inima aceasta răzvrătită după o noapte întreagă în armonie cu Dumnezeu, va trebui timp. Și azi dimineață m-am gândit acolo unde stau, zic, dacă aș sta aici, la noi unde stăm, nu avem așa dealuri înalte, dar să știți că este un exercițiu enorm să urci fiecare zi dealul acela până la releu în Grand Teras și înapoi. Este o desfătare acolo sus să stai de vorbă cu Domnul și să ai această priveliște. Dar îți trebuie timp. Îți trebuie timp ca să vezi ce este în inima ta. Și dacă nu ne luăm acest timp, noi suntem pur și simplu păcăliți ca Petru și ca ceilalți. De aceea, viața noastră spirituală va evolua în măsura în care noi suntem conștienți că nu avem ce da. A venit un frate la mine și cu aceasta închei. La o tabără și mi-a zis, anul trecut când ați fost aici, am mers cu Domnul o lună de zile. Dar după aceea nu m-am mai sculat dimineața, nu mi-a mai luat timpul. Și așa cum fac mereu când vorbesc cu cineva, mă rog la Domnul să ne ajute la înconvorbire. Și mă gândeam, cum pot să-L ajut, să-I arăt? Și unde este greșeala noastră? De ce noi nu suntem perseverenți
în relația noastră cu Dumnezeu. De ce oscilăm? Știți, dacă am spus, dacă ceva Dumnezeu a realizat în viața mea este că nu mai oscilez. Timpul meu cu Dumnezeu este sfânt. Și nimeni nu mi-l ia. Nici nu-l dau. Pentru că știu că fără el nu am ce să dau. Și i-am explicat, el era tată, i-am explicat că noi nu trebuie să ne sculăm pentru noi ca să ieșim afară la Dumnezeu să-L căutăm. Noi trebuie să ne sculăm pentru ca să avem ce să dăm. Dar vedeți, mândria ne spune, apoi eu astăzi pot să fiu prietenos și fără să mă duc la Dumnezeu înainte. Mândria îmi spune, tu astăzi poți să realizezi anumite lucruri și din tine însuți. Și i-a spus așa omul acestea, zic, eu nu mă scol pentru mine. Că dacă m-aș scula pentru mine, aș putea să dorm mai mult. Dar mă scol pentru că știu că sunt chemat la această lucrare la care sunt chemat. Trebuie să fiu un soț bun care nu pot să fiu. Trebuie să fiu un tată bun care nu pot să fiu. Trebuie să fiu un medic bun care nu pot să fiu. Toate aceste chemări care le am, nu le pot face. Nu le pot face. De aceea, motivația mea să mă scol dimineața este datoria mea. E datoria mea față de cei din jurul meu care nu mă lasă să stau în pat. Și care mă fac să merg la Dumnezeu pentru că răspunderea pe care Dumnezeu a pus-o pe umerii noștri, să știți că nu este mică. De aceea vă motivez, cum a motivat pe acest frate. Noi suntem chemați să fim o lumină în acest pământ. Pe acest pământ, așa spune predica de pe munte. Și o lumină pe pământ înseamnă că noi trebuie să fim în față, în spate, nu? Noi suntem aceia care iluminăm pe alții. Dar cum putem ilumina pe alții dacă inima noastră nu este luminată? Dacă noi dăm altora din noi înșine, n-avem ce să dăm. Nu va face niciun efect în viața celuilalt cu rămâneri veșnice. Dar dacă noi mergem la Dumnezeu în deplină conștiință a neputinței noastre, zi de zi, să știți, eu sunt tare când vorbesc cu pacienții mei, dar dacă m-ați putea privi când urc acel deal cu Domnul, când ies în pădure, sunt ca un cerșetor lipsit care n-are nimic, în deplină conștiență a neputinței mele. Și eu cred că asta n-am ajuns încă noi să realizăm. Că suntem neputincioși. N-avem ce să dăm. Dar dacă vom realiza chemarea noastră și dacă vom ști că n-avem ce să dăm decât dacă mergem și luăm, atunci noi vom face fiecare zi comori pentru cer. Până când într-o zi tot ceea ce facem va face Dumnezeu și atunci Dumnezeu va putea face cum a făcut cu Enoch. Știți că Enoch a ajuns acolo? Că tot ceea ce făcea, făcea de Dumnezeu 300 de ani. Și ce a zis Domnul? Ăsta e mai aproape de mine decât de pământ. Nu mai pot să las aici. Așa se va încheia pământul, să știți. Că Dumnezeu va fi ajuns să găsească 144.000 de Enoch. Atunci el își va putea încheia lucrarea. Haideți să-l ajutăm. Că vrem să mergem acasă, nu? Dar trebuie să știm că vrem să dăm totul. Adică suntem conștienți că n-avem ce să dăm, de aceea mergem la Dumnezeu ca să câștigăm comoruri veșnice. Cel care are pe Dumnezeu ca sursă de dragoste, el elimină pierderea din viața lui și astfel elimină boala din viața lui. Și va putea umbla cu Dumnezeu pe o cărare care merge tot mai sus, tot mai sus. Aici vă invit
Și nu știu ce obicei aveți, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm și ne consacrăm Domnului. Să mă rog doar eu sau? Mai mulți? Ok. Atunci, cu cine vrea să roage și eu mă rog la sfârșit dacă cumva nu mai spune nimeni nimic.